Aproximativ 60 de milioane de euro, majoritatea din fonduri europene nerambursabile, vor fi investite în proiecte de dezvoltare urbanistică și în infrastructură. Cel mai util proiect prevede lărgirea drumului dintre Năvodari și Mamaia pe 4 benzi. Acesta va avea și piste pentru bicicliști și pietoni, parcări, iar totul va fi încadrat de spații verzi. Dacă pe timp de vară ați trecut pe acest drum între Mamaia și Năvodari, ce obțin sâmbătă duminica este un blocaj. Și e chiar necesar, sunt 9 sensuri giratorii, va cu pistă de bicicliști, cu trotuar, va fi tot drumul luminat. E un proiect de anvergură care va schimba radical imaginea către orașul Năvodari. Un alt proiect menit să schimbe fața localității Năvodari este construirea unei piețe de pește cu o suprafață de 2000 de metri pătrați. Aceasta va fi prevăzută cu mai multe facilități, printre care puncte interioare și exterioare de vânzare, sală de conferințe și evenimente, facilități pentru vânzarea și prepararea produselor din pește, pavilion expozițional și spații de birouri. Sigur, el va avea diferit mai multe funcțiuni. Va funcționa și un centru de afaceri acolo, va funcționa de asemenea un restaurant pescăresc, o expoziție care se va transforma ulterior într-un muzeu al peșterii, va fi o hală modernă pentru vânzarea produselor piscicole. În doar câțiva ani, stațiunea va adăposti și unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din România. Aqualand Năvodari se va ridica pe terenul actualei tabere de copii Delfinul și va avea o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați. Parcul va fi acoperit în întregime, astfel încât să poată funcționa inclusiv în sezonul rece.